Mini-vacanță, cu sărbători, voie bună, dar și cu evenimente nedorite. În cele cinci zile libere, polițiștii și pompieri au fost solicitați să intervină în mai multe situații de urgență. Spre exemplu, în seara de 29 noiembrie, stingătorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la un depozit de mobilă incendiu care s-a extins la o altă clădire în care erau depozitate materiale textile. Am fost anunțați cu privire la un incendiu izbunit la un depozit de mobilă de pe raza județului Buzău. Imediat către locul indicat de apelant s-au deplasat de urgență 20 de subofițeri și 2 ofițeri cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o cisternă și o ambulanță zmurd. În urma incendiului a ars toată mobilă, au mai precizat reprezentanții sub Buzău. Tot pe parcursul minivacanței, un grav accident de circulație a avut loc pe DN2-E85 în localitatea Costești. Potrivit polițiștilor a fost vorba de o coliziune între un autoturism condus pe direcția Buzău către București de un șofer buzoian în vârstă de 57 de ani și autoturismul care circula din sens opus la volanul căruia se afla o șoferiță în vârstă de 32 de ani din Brăila. Accidentul s-a soldat cu decesul șoferului buzoian și rănirea a patru pasageri din mașina acestuia, bărbați cu vârste cuprinse între 34 și 60 de ani. De asemenea, a fost rănită și șoferița din Brăila. Nu a fost singurul accident mortal înregistrat în aceste zi. Zile. În perioada mini vacanții ocazionate de sărbătoarea zilei naționale pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru fluidizarea traficului, peste 210 polițiști rutieri au acționat pe drumurile din județ. Aceștia au sancționat peste 530 de contravenții constatate la regimul circulației pe drumurile publice și au reținut în vederea suspendării 77 de permise de conducere. Totodată au retras 14 certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii rutieri au intervenit pentru soluționarea a șapte accidente rutiere, dintre care trei din categoria celor cu consecințe grave. Accidentele rutiere înregistrate în această perioadă s-au soldat cu decesul a două persoane și rănirea altor zece. Polițiștii rutieri vor acționa în perioada următoare pe principalele drumuri din județ, având în vedere și prognoza nefavorabilă pentru următoarele zile.